Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna plină în rac. Etalare pentru care o să folosesc două seturi de cărți, clarificatorii nu-i vedeți, dar vedeți seturile principale. Aveți, ia, să vă pun mai la îndemână. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Vedeți și seturile de cărți, eventual poate vă ajută și aceste pietricele pictate. Numărul 1. Numărul 2. Și numărul 3. Vă puneți pauză. Vă alegeți. Eu îmi pun seturile de cărți deoparte. Și numărul 1. Cei care ați ales numărul 1, această piatră, am zis că la lună plină încerca de mai mult timp să fac altfel de etalare. În ce sens? Pentru mine luna plină este un motiv, un moment în care ne eliberăm de ceva, începem eliberări, vindecări, curățări energetice de ceva, de mai multe lucruri sau de un lucru foarte important, foarte toxic de care vrem să ne debarasăm. Și luna plină înseamnă și bucurie, înseamnă și realizare. Așadar, o să avem două cărți, să zicem, două sau poate mai multe, o să le clarificăm. Dar două zone. Înainte de a începe, ia să vedem, așadar, e drăguț să intrați pe transformare. Dacă unii dintre voi v-ați făcut foarte multe griji într-o privință, într-o situație legată de dragoste și vreți să renașteți, clar. Dar mă uit că am senzația pentru unii dintre voi că cineva nu v-a văzut valoarea. Cineva nu v-a văzut valoarea. Doamnelor, în mod special, dar nu obligatoriu, nu v-a văzut, n-a înțeles dragostea, n-a înțeles cupa imensă pe care le oferiți. Și potențialul, nu doar cupa, și potențialul de creștere, de abundență împărăteasă, nu l-am văzut. Și mai mult, nu a auzit ce ați spus. Pentru unii dintre voi ați încercat să comunicați cu cineva sau poate cu mai multe persoane. Poate felul vostru de a comunica foarte... Ia să pun eu blitzul. Foarte intens și transformator și totuși sunt persoane care refuză să vadă, să asculte chemarea la o nouă viață. Și asta v-a stresat foarte mult pentru că i-ați văzut în afara luminii, pe unii dintre ei, ați vrut să-i chemați în afara turnului, înainte de vreme, înainte să se prăbușească, i-ați văzut legați în karmă și totuși n-au vrut să asculte. Mesaje. Am văzut la un moment dat în timp ce am amestecat valetul de spade. Dar interesant, aceste de cărți se numește Înainte de Tarot. Uf, ce mesaj! Unii dintre voi aveți viziuni, simțiți înainte să vă întâlniți cu anumite persoane sau înainte să vi se povestească viața, să vă povestească oamenii viața lor, simțiți cam ce se întâmplă. Aveți, da, aveți calități de avangardiști, de clar vizionari.
În seria clarificatorilor, interesant este că a venit puterea. Sunteți foarte puternici și ați încercat să oferiți putere celor care par puternici, dar nu sunt chiar atât de puternici. Pentru că nu s-au transformat, de-aia n-au ascultat. Nu doar cuvintele voastre, n-au ascultat nici chemarea divină la transformare. Dar ce este drăguț că am vorbit de încheiere de ciclu lumea, lăsați acest ciclu, vedeți? 9 de spade care apare și aici. Ați suferit într-o problemă de dragoste, poate, dar în primul și în primul rând că nu ați fost înțeleși. Ați vrut să oferiți vindecare și ați primit, să zic, dezamăgire, tăcere, neascultare. În ce sens? Nu lipsa obedienței, cât oamenii nu au plecat urechea la vorbele voastre, eventual o anumită persoană. Poate să fie și o anumită persoană față de care ați simțit atracție, dar dincolo de atracție a fost o dragoste și o înțelegere și... Da. Eventual a trebuit să alegeți între două persoane. Între două persoane. Cu ambele ați avut potențial, dar am senzația că niciuna dintre persoane nu a ascultat în totalitate sau în profunzime ce ați vrut să le transmiteți. Ce drăguț, încheiați acest capitol și începeți altul. Regina de cupe, împărăteasa, ce frumos, zero. Zero, o luați de la zero și vă întâlniți un suflet pereche care e în stare să vă asculte. Și nu doar să vă asculte, să vă și înțeleagă. Poate nu logic, dar emoțional, energetic, vibrațional vă înțelege. Și posibil va comunica cu cavalerul de spade, știu, va comunica. Cât de inspiraționali sunteți pentru ei, cu regina de băte, cât de atrași sunt, poate și asta, dar... Atracția ca atracția, că există atracție fizică, față de împărăteasă cam greu să reziști. În ce sens, nu musai că pici pradă tentației, dar n-ai cum să nu o vezi cât e de valoroasă, cât e de frumoasă, chiar dacă nu exprim. Dar acest personaj va exprima. Va exprima că vede dragoste adevărată, vede abundență, vede compasiune, vede calități feminine înalte în voi. Și voi... veți continua transformarea voastră și o veți lua de la zero și, repet, veți întâlni acest personaj. Așa vine un mesaj, un clarificator eventual, dar nici n-am început etalarea. Hai să vedem totuși ce lăsați în urmă. Ia, interesant. Eremitul și 5 de cupe. Semne de apă și zodia fecioare, dar nu musai. Poate sunt planete în zodia fecioare. Sau... lăsați în urmă un personaj preocupat prea mult de prieteni, de terțe părți care intervin într-un mod jucăuș, dar care strică, să zic, strică apele, strică stările emoționale ale oamenilor. Există un personaj în viața lor, cel puțin un personaj, care le-a stricat liniștea sufletească. Oricine poate fi acest personaj. Însă acest personaj trebuie să învețe, ia uite, să-și găsească lumina, speranța, să-și înfrunte dezamăgirile ca să descopere sufletul pereche. Asta lăsați în urmă. Nu cred că sunteți voi, cred că sunt un tipar, este ori un tipar de oameni cu care ați avut de-a face, ori un personaj în mod special. O să clarific ce lăsați în urmă și spre așa. Și spre ce mergeți? Sau de ce vă bucurați? Poate că și mergeți spre o împlinire care se pare, oh, ce frumos, temperanță. Vindecare. Vă vindecați de această situație și vă echilibrați emoțional, voi și îngerii voștri.
Sunteți foarte conectați la spiritualitate, nu doar la emoțiile voastre, nu la, doar la intuiție, cât și la îngerii voștri protectori. Și dacă ați avut momente în care n-ați mai văzut lumina, din cauza acestor dezamăgiri, din cauza acestor broiaje, în cazul în care și aceste cărți vă reprezintă și pe voi într-o anumită situație, pentru că lumea ne mai aduce la exasperare când le vorbești, le spui una alta și ei nu vor să asculte. Se întâmplă, da? Mergeți către vindecare, către echilibru. Ce frumos mesaj! Pentru unii dintre voi, wow, ce frumos mesaj, nu mă așteptam să vină așa ceva. Pentru unii dintre voi, îngerii, un anumit înger, arhanghel, greu de spus care, că sunt mulți, voi aveți câțiva care sunt în preajma voastră, un anumit înger sau anumiți îngeri, wow, vă aduc împreună acel suflet pereche, vedeți? Însă, de ce trebuie să... E o așteptare, e o tăcere. Cu eremitul e o tăcere. Poate că se va încheia acea tăcere și veți comunica. Poate. Vedem la clarificări. Dar tăcere ca acel personaj sau acele personaje să-și găsească lumina, speranța, să înțeleagă că eremitul analizează. Nu e vorba doar de zodia fecioare. Analizează. Este Mercur și e Mercur retrograd, dragii mei. Încă, da? Poate că și acei oameni vor înțelege, măi, poate că trebuia să ascult ce a spus numărul 1 la un moment dat cândva. Eventual. M-am lăsat influențat de alte părți, de alte situații, de alte personaje și n-am ascultat cuvintele puternice, sfaturile, avertizările cuiva. Și nu doar atât. Nu am văzut că pot să fiu într-o relație armonioasă cu sufletul meu pereche. Sunt două cupe aici și încă două cupe aici. Dacă voi ați crezut că e sufletul vostru pereche acest personaj și nu v-a înțeles, ori vă împăcați, temperanța poate să țineți de împăcare, ori, dar o să clarific, vine un suflet care vă ascultă. Dar, repet, aveți un picuț de așteptat sau poate nu mai așteptați, să sperăm că se încheie așteptarea, pentru că temperanța necesită timp, răbdare, până sufletul acelui personaj este trezit, vedeți? Da, este trezit. Nu știu cum, vedem dacă vin mesaje, dar ocupă-i deja plină, eu cred că a voastră e deja plină, pentru că voi oferiți din prea plin. Cealaltă trebuie să se... Pentru a, ca cele două cupe să vină de la egal la egal, cât de cât, să se înțeleagă, să aibă capacitate de a se înțelege și celălalt trebuie să se umple. În tăcere, în suferință, în căutări, în rugăciuni, poate. Depinde, de la om la om. Sau pur și simplu în analiză, introspecție, în singurătate. Ah, interesant, am scos aceste cărți, dar hai să mai venim cu o clarificare. Ia clarificăm prima. Ia, a venit ceva invers. Ia, uite, norocelul. Da, cineva... A venit invers norocul, tocmai doi. Doi care țineți de Marea Preoteasă. Cineva nu și-a ascultat intuiția. Ori a crezut că... s-a crezut prea... A exagerat în... într-o iluzie, că e norocos, norocoasă și că îi merge bine cu prietenii, cu ce-o fi fost petrecerile cu trei de cupe. În situații în care, complicate, inclusiv amoroase, contractuale, da? Însă în această tăcere în care ați intrat voi și această persoană sau și aceste persoane, deja și-au dat seama că și-au dat seama. Urmează să-și dea seama cu eremitul. Mai devreme sau mai târziu urmează să-și dea seama. Steaua e norocul, este ghidajul. Că de fapt, voi ați fost un norocel în viața lor. Ia uite. Își primesc karma. Wow! Își primesc karma. Și e dură karma. Pentru neascultare, pentru neînțelegere, pentru
Ignoranță. Ignoranța este un mare păcat din punctul meu de vedere. Hai să vedem de ce vă bucurați. De ce vă bucurați acum? Mai clarificăm. Am schimbat un pic structura. Hai le schimbăm. De ce vă bucurați? Temperanța. Clarificăm temperanța pentru numărul 1. Interesant ce mai simplu la numărul 2. Numărul 2 ține de relație, de două suflete perechi. Acest personaj era, da, era doar pe cont propriu. Și aici 2 merge în jos, merge către 1, magicianul. Magicianul care uneori este manipulator, este iluzionist, nu e magician. E o diferență între a fi magician și a fi iluzionist. Pentru a manifesta, uneori trebuie să înțelegi că trebuie să ai răbdare. Iluzioniștii fac hocus pocus, preparatus, acum apare, eu știu ce, iepurașul. Cineva probabil a fost un playboy, cel puțin o persoană în viața voastră, sau un anume tipar de playboy, de playgirls, de jucător cu viața, de a norocul. Însă, ce va descoperi când va descoperi că de fapt voi i-ați chemat la o relație, doi. Care îi vindeca. Poate că o să încerce să manifeste ce își vor aduce aminte din vorbele voastre. Poate. Hai să vedem temperanța. Chestie de 2 merge către 1. Vedem dacă se confirmă, cât se confirmă acest mesaj. Mesajul este, dar să vedem cât se confirmă. Hai să vedem temperanța. Ia, temperanța 13, ce frumos. Da, voi aveți puterea să vindecați copilul interior din alții. Nu știu din voi, dar din alții sigur le vindecați. Niște traume din copilărie. 13 și 14. 13 și 14. O, interesant. Poate că, poate, pentru unii, zic poate, pentru unii, pentru toată lumea, ați avut de-a face iar cu un personaj sau niște personaje care au pierdut oameni dragi în viața lor și au rămas uitându-se în trecut și fugând de această durere, sau mai bine zis, au încercat să evadeze în loc să vindece. Da, nu și-au ascultat intuiția. S-au considerat ghinioniști, au intrat într-o zonă a... Ia uite, iar 14. Au intrat într-o zonă a negativismului. Voi de ce vă bucurați? În primul și în primul rând, voi vă vindecați de o traumă din copilărie, de karmă familiară. Eventual, copilul vostru interior se vindecă, se echilibrează. Voi, personal. Tocmai pentru că încheiați acest ciclu. Poate că și voi ați pierdut pe cineva. Pentru că n-ai cum să vindeci pe cineva dacă n-ai pierdut și de traume, de dolii. Dacă n-ai pierdut și tu. Oameni, ocazii. Ce mai simt? Mai simt că este vorba și de acel suflet pereche. Care încă mai are ceva de vindecat din copilărie. Pierderea cuiva drag, o situație, abandonul din copilărie. E cineva care ascunde niște bani. Adică nu vrea să îi împărtășească. Acușica. Hai să mai vedem energia voastră pe care a trebuit. Ați avut-o? Sau o aveți în această încheiere de ciclu? Da, sacrificiu, v-a sacrificat. Păi se leagă de tot ce am zis, v-a sacrificat. Să le arătați lumina. Și am senzația că aici sunteți voi, izolați. Într-o anumită formă, izolați. Uite că stai degeaba în cercul acela, în comunitatea aceea, în familia aceea, în, eu știu, locul, jobul respectiv, da? Acela se dărâmă, apropo de ce am zis cu turnul mai devreme. Acela se va dărâma. Vino și urmează scara, aici este un magician. 2 merge către 1. Vino și urmează. V-ați sacrificat să le arătați. Wow, ce mesaj puternic.
Să le arătați celorlalți, unii dintre voi, cum să o ia de la zero, cum să renunțe la sacrificiu. Sacrificiu absurd. Patru, ține de împărat, de comunitate, de familii tradiționale, super închise sau zdruncinate, dezechilibrate. Dacă simțiți că nu sunteți voi un personaj în viața voastră, dar eu zic că sunteți voi. Ia uite, secrete. Cineva a ținut în secret o mare atracție față de voi. Iar doi. Din cauza de ce a ținut secret această atracție, din cauza acestor situații. Și voi încheiați un anumit ciclu între voi și această persoană. E un ciclu karmic. Și intrați pe altul, eventual, sau ceea ce lucrurile de care vă bucurați în această perioadă pot să n-aibă nicio legătură cu acest capitol, ci cu alte lucruri din viața voastră care acum se împlinesc, pentru că e cam cazul să vă vindecați și voi de niște traume din copilărie, să simțiți că sunteți protejați. Și dacă vă simțiți singuri, abandonați, repet, vă veți vindeca, veți avea, nu știu, niște semnale, ceva, că îngerii vă aduc, ia uite, am zis mă, karma familiară. Unii dintre străbunii voștri chiar vă susțin, să știți. 2 și cu 6, 8, 26. Iar 2, relație. Și unii dintre străbunii voștri vă vor aduce, vă vor susține, nu știu, prin rugăciuni, prin alte tipuri de protecție, vă vor aduce o dragoste de care aveți nevoie. Sau, dacă nu e vorba de dragoste, că e 6, poate să fie un cuplu în care vă înțelegeți, sunteți echilibrați. Nu știu în cât timp, dar aceste lucruri se vor întâmpla cu siguranță. Când se vor întâmpla, repet, nu știu. Important este că în această perioadă unii dintre voi vă eliberați, vindecați, transformați karmă, moarte, iar pierderea unor lucruri, oameni din familie și mai presus de toate, marcați, să zic, iar o etapă în vindecarea voastră în karma, de karma familială. Pentru că karma familială se vindecă pe etape, ca și bolile cronice, ca și bolile grele, da? Pe etape. Și mai marcați-o, mai bifați o etapă. Interesant. Hai să mai clarificăm. Ce mai încheiați? Clarificăm de ce se eliberează numărul 1. Hai să lăsăm așa. Nu sunt multe. Hai să lăsăm. Că tot e încheiere de ciclu, vedeți, este un ciclu. Și 10 reprezintă cicluri, da? Roata norocului, apropo de noroc. Dacă până acum a fost ghinion, cineva s-a sacrificat și voi și persoanele, eu știu, tiparul respectiv, în familii prea stricte sau în familii absurde sau în lipsa sau într-un aventurism absurd, zic absurd, pentru că una e să te bucuri de viață și alta e să trăiești doar pe, apropo de noroc, de jocuri de noroc, pe ideea de distracție absolută. Încheiați acest ciclu și lucrați în continuare. Lucrați în grădina voastră interioară, poate în secret, poate că vă izolați. Marea preoteasă e destul de izolată. 7 de monede, iar se concentrează pe munca sa, pe monede, nu, și nu doar monede. Avem interesant opoziția
Pești, fecioară, 7 de monede și apare iar fecioară și semn de apă. În fine, pentru unii dintre voi, nu obligatoriu. Dar este o poziție energetică între munca fizică și creșterea spirituală. Ambele au sens și ambele trebuie să meargă mână-mână. Aici este schimbarea de energie. Nu poți să fii foarte spiritual și să uiți de material. Interesant cum vine, e încheiere de ciclu. V-ați sacrificat foarte mult în creșterea voastră spirituală, cum să-i chemați pe alții, cum să-i învățați, că Marea Preoteasă să-i învață pe alții. Și poate nu v-ați concentrat pe anumite aspecte care țin de stabilitatea voastră financiară. Și acum, repet, încheiați acest ciclu, vă concentrați pe niște chestiuni care țin de stabilitatea voastră materială în acest an în mod special. Și la un moment dat, cu curaj, veți, cavalerul de pute e foarte aventuros, veți, ia uite, Marea Preoteasă și Marele Preot, veți, sau mai bine zis, și cu curaj, dar și după o perioadă de așteptare și de lucru interior, veți merge către un moment de revelație, să zic, spirituală, poate chiar veți împărtăși altora ceea ce ați învățat din ce am spus eu mai devreme. Acum, dacă știți că ați avut de-a face cu acest playboy, playgirl, jucăușii de meserie, și s-a pus tăcerea, pentru că apare eremitul, apare Marea Preoteasă, 7 de monede, s-a pus tăcerea între voi, aceea a fost necesară ca acel personaj, acele personaje să înțeleagă ceva. Unul dintre aceste personaje, posibil să fie mai multe, dacă aveți de-a face cu un tipar, unul dintre aceste personaje va veni spre voi să vă ceară sfatul și să vă ofere un anume tip de stabilitate pe care o meritați. De stabilitate, de respect, eventual. Nu vreau să mă fixez doar pe ideea de familie, de căsătorie. Poate să fie pentru unii, dar nu obligatoriu. La un moment dat, cavalerul să zică, gata, nu mai vreau, am înțeles niște lucruri, vreau să schimb energia, vreau să cresc spiritual, vreau să am de-a face, cu oameni profunzi, cu oameni stabili, cu oameni muncitori și eventual vrea să se căsătorească. Bla, bla, poate, se mai întâmplă, dar n-aș vrea să fixez mesajul doar pe genul ăsta de idee. Este și energia voastră, am zis. Și aici am încercat mai devreme să vorbesc despre energia voastră și despre energia unei persoane. Clarificăm de ce se va bucura numărul 1. Într-o anumită formă, poate doar așa o satisfacție, o liniște, o pace cu temperanța, o pace interioară. Că străbunii voștri și îngerii voștri, într-un anume fel, vă protejează. Nu sunteți singuri, chiar dacă vă simțiți singuri. Și unii dintre voi cred că v-ați simți foarte singuri. Clarificăm. Ia uite, 2 de pute. Mai dăm. Ia uite, 5 de cupe. Noi cineva alege să iasă din acest 5 de cupe. Poate are legătură cu 5 de cupe de aici. Sau, repet, poate să fie regretele voastre în care a stat prea mult față de cineva. Și alegeți expansiunea într-o anumită formă, mai subtilă. Da, mai dăm. Clarificăm. Începe să vă faceți planuri de viitor. Ia uite, regina de cupe și 5 de cupe, da. Cuiva este foarte dor. Poate e o persoană. Veți auzi despre o persoană care a fost foarte... Căreia, 5 și cu 1, 6, poate să fie o împăcare între voi și cineva. Are legătură cu acest personaj? Nu știu. Dar acest personaj, da. Mai dăm o carte. Asul de cupe, ce frumos! A
am zis, dacă v-a fost dor, dacă ați regretat una alta, vă vindecați. Iar vindecarea, uite, cupa care se umple, umplută de divinitate, de înger, într-o anumită formă, vă vindecați. De ce? De decepții, de dorurile astea, de dolii. Vă dați seama, domnule, totuși, simțiți că mai devreme sau mai târziu vine sufletul la pereche. Am zis, nu știu în cât timp. 13 este transformare, moarte și renaștere. Ah, ce interesant, da. Cineva se gândește obsesiv la voi. Visează la voi, visează la dragostea voastră. Acum vă vede, interesant, vă vede, împărăteselor, vă vede. Dacă până acum nu v-a văzut, acum vă vede. Zero. Iar vrea să o ia de la zero, să vină spre dragostea voastră, să lase în urmă și abandonul și jocurile mentale, ale lor, ale altora. Cinci. Și-au blocat fericirea, își dau seama că și-au blocat fericirea. Și obsesie în a comunica și visurile care au avut față de voi, acum așa văd șapte de cupe, că visează, au visat la o dragoste mare și n-au văzut-o cât a fost lângă ei. Eventual, dacă cineva a fost toxic în viața voastră, și-a preferat să se concentreze pe opțiuni, pe șapte de cupe și nu pe valoarea voastră, pe, nu doar valoarea voastră, pe energia voastră, pe ceea ce aveați voi de oferit, o să vină să-și ceară scuze. Nu știu în cât timp, mai devreme sau mai târziu, va exprima scuze. Și nu doar că va exprima scuze, va exprima niște adevăruri, că a avut niște tendințe toxice. Eu așa văd. Așa văd cărțile. Acum, hai să vedem totuși un final. Sfaturi. Ia uite, luminați-vă. Rămâneți în lumină. Nu stați supărați în tăcere, în izolare, din cauza că nu sunteți înțeleși, că n-ați fost înțelese. Eventual, dacă cineva vă blochează, v-a blocat norocul și v-ați sacrificat prea mult pentru ei, schimbați energia cum ați mai devreme. Mergeți, sfătuiți-vă. Marele preot, marea preoteasă, ascultați-vă intuiția. Și la un moment dat veți povesti despre lucrurile astea. Dar sfatul cel mai important, luminați-vă. Un alt sfat? Ia uite, alegeți dragostea. Dragostea față de voi, dragostea înseamnă vindecare. Întotdeauna aveți o alegere de făcut, apropo de doi de bâte. Alegeri, alegeri, alegeți dragostea. Doi și cu unu, trei, împărăteasa, nu? Doi, iar apare doi. Alegeți să manifestați, unu, manifestare, dragostea. Faceți alegerile din dragoste. Ia uite, ce frumos! Veți auzi probabil vreo declarație. Cineva va face o declarație, va recunoaște. Va recunoaște că nu a arătat. Și că nu a știut eventual limbajul dragostei și acum îl învață alături de voi. Frumos! Vedem! O legătură spirituală foarte puternică. Probabil între voi și sufletul pereche, care va veni într-o anumită formă, nu știu, veți trăi și veți vedea, dar va veni. Nu știu în cât timp, repet, va veni. Energiile se așează. Frumușel, frumușel. Acestea vreau să le iau, să le pun la loc. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao! Care eram? Cei care ați ales numărul 2, această piatră. Cred că aveți multe elemente care țin de apă. Însă, parcă venise ceva, nu știu, a venit. Aha.
Deci a venit 8 de monede. Probabil că munca este foarte importantă pentru voi sau pentru personajul la care vă gândiți. Acest personaj simte foarte multă pasiune, atracție, simte și emoții, vede cât de sensibile sunteți și totuși se concentrează prea mult pe muncă. Un mesaj. Pe transformare. Aici ce mai... conflicte. Ia uite, iar 2 de monede, interesant. Dar cineva nu știe să aleagă. Iar regina de cupe. Multă pasiune, multe emoții. Dar... Se lasă influențat de alte părți, influențată, eventual. De alte situații, de alte personaje. Ciudat. Așa. Hai să vedem. Ce ciclu încheiați și de ce vă bucurați aproximativ? Numărul 1. Ioi! Asul de monede și apăr... Cum să încheiați așa ceva? Probabil că... În ce sens ar fi... Vedem. Asul de cupe. Ați avut două personaje, un semn de apă, un semn de pământ? În viața voastră care v-a oferit ceva sau au... S-ar fi putut manifesta niște relații și... În semn de apă, cineva cu marcaj în semn de apă și în semn de foc, leu, în mod special. Rac, pești, scorpion și marcaj puternic în leu. Și ceva pământ. Încheiați un ciclu. Vreau să văd și de ce vă bucurați. Înainte să încep să vorbesc. De ce vă bucurați în această perioadă? Este ciudat, ar trebui să fie invers cărțile. Iar apar două personaje, foarte ciudată. Ia uite, Marea Preoteasă și Spânzuratul. De ce vă bucurați? Haideți să vă zic de trezire spirituală. De trezire spirituală cu turnul. Aveți niște... descărcări energetice, niște informații, primiți niște informații pe calea visului sau pe alte căi subtile. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Pentru mine asta este trezire spirituală. Turnul, Marea Preoteasă și Spânzuratul. Iluminare în anumite privințe. Hai să le punem așa. Cred că lucrurile se vor simți mai bine în viitor. Pentru că par un pic că se întrepătrund. Aș fi preferat asul și orice om și ar fi preferat asul în zona bucuriei, a începutului, și 10 și 9 de spade în zona eliberării. Posibil să fie două personaje pentru unii dintre voi. Posibil să fie două personaje.
din care unul care părea ideal, părea că acea dragoste poate să ducă la fericire totală și de fapt v-a pus pe gânduri și v-a adus mai mult stres decât dragoste. E un vis care v-a stresat. Dacă poate, da, se poate. Un vis care vă stresează, o iluzie, sau mai bine nu iluzie, un ideal. Ah, interesant. Nu, de spate. Mai dăm o carte, totuși, dacă tot e să fie trei. Ah, ce frumos! Ia uite, faetonul, energia acestui an. Lăsați în urmă stresul pentru iubiri ideale. Mergeți către ce? Către, asta e drăguț, către vindecare. Asta e mișto, pot să zic mișto, super cool, whatever you want. Da? Mergeți către vindecare. Eventual, un personaj care în trecut ar fi vrut să vă ofere dragostea, va veni spre voi. Va alege să vină pentru că simte multe emoții și decât să stea în stres, mai bine face alegerea anului și vine spre voi. Posibil și asta. Dar, repet, nu vreau să vă creez iluzii. Este și hotărârea voastră de a nu vă mai stresa în privința marilor iubiri și de a vă concentra pe misiunea voastră, pe stea, pe credință, pe vindecare, pe lucruri mai înalte decât o iubire ideală. Sunt și asemenea lucruri. Așadar, dacă acea iubire, dacă acele emoții pe care le-a simțit față de cineva au rămas, să zic, nematerializate, dar o să clarificăm, încheiați acest ciclu sau încheiați un ciclu în care lucrurile nu s-au manifestat și se vor manifesta. Faceți diferența între cele două nuanțe? Sper că da. Apoi, asta ar putea să fie o persoană. A doua persoană ar putea să fie un semn de pământ, să zicem, cu care ați avut un potențial și iar nu l-ați manifestat pentru că se încheie un ciclu. Din ce motive? Pentru că acest personaj era la distanță. Și pentru că la distanță mai avea o altă persoană și trebuia să aleagă între voi și persoana respectivă. Aici era o relație peste hotare sau la distanță sau în altă localitate și aici era potențialul cu voi. Da? Dar trebuia să aleagă. Eventual și voi să alegeți. Dar voi nu v-ați dorit să fiți în triunghiuri amoroase. Așadar, e drăguț. Încheiați ciclu, încheiați tensiunile astea mentale, pasionale, care vă aduc sentimentul de trădare. 9 și 10. Oarecum are legătură, da? Dacă e una și aceeași persoană față de care a simțit dragoste, a tot sperat, a sudecupat duce și speranță. Speranță că se va materializa, se va materializa, se va materializa și nu s-a materializat, s-a întârziat. Cred că o să apară și cărți care țin de întârziere. Spânzurat într-o anumită formă reprezintă întârziere, dar i-am zis că e trezire. Trezire că cineva nu se deschide, că personajul respectiv nu se deschide. Hai să clarificăm totuși. Mai venim cu niște clarificări. Curățăm cărțile. Clarificăm cele două cupe. Cei doi ași. Interesant, a venit scrisoarea, dar a venit invers. 2 și cu 6 înseamnă 8, transformare. Dar scrisoarea înseamnă comunicare. De fapt, nu e scrisoare, este... Femeia cu cartea, cu caietul. Hai să vedem și pentru bucurie. Bucuria eliberării de trădări, de stres, de oamenii care nu știu să aleagă și vă pun și pe voi în situații dificile. Dragii mei, poate să fie și o eliberare de o flacără geamănă care chiar v-a pus pe jar.
Pentru că n-au fost în stare ei să aleagă. Clarificăm. Bucuria pentru numărul 2. Foarte ciudată etalarea. Păi e un pic inversată. Parcă te-ai scarpinat cu dreapta pe urechea din stânga. 22, ce drăguț! 22. Mergeți pe calea voastră. Vă regăsiți calea. Vă întoarceți la calea voastră. Care ce face? 2 și cu 2 aduce. Merge către 4. Către stabilitate. Vă concentrați pe stabilitatea voastră și lăsați alegerile altora. Lăsați iubirile alea imposibile. Nu, vă concentrați pe vindecare și stabilitatea voastră. Asta este calea voastră. Deocamdată, în această perioadă. Ia uite, 4. Eventual, posibil pentru unii dintre voi acest personaj să vină, poate are legătură cu racul, cu gemeni, cu arcaș puternic în gemeni, în rac în pești, ceva semne de foc. Da, săgetător, eventual. Sau cineva care are numărul de destin sau născut pe 22 sau numărul de destin 22, eventual. Dar iar apare 4. În primul și în primul rând, mergeți, doamnelor, 2 și cu 9, 11, iar justiție către echilibrul vostru interior, către creșterea voastră personală, doamnelor, și stabilitatea voastră, a voastră, nu așteptați să vă... Ia uite, 19, turnul. Nu mai așteptați să vină X să vă ofere o nouă posibilitate, nu mai așteptați să vină Y să vă ofere dragostea, nu le găsiți în voi. 2 și cu 2. Două tipuri de relații, da? Relația voastră cu voi, relația voastră cu divinitatea și vedeți ce altfel de relații veți mai marca. Dar aici interesant, 2 și cu 6. Care înseamnă 8, înseamnă transformare. Dar această carte, pentru mine, reprezintă... Poate ar trebui să faceți un jurnal, poate ar trebui să scrieți un jurnal sau să scrieți o carte pe care n-ați scris-o referitor la aceste începuturi neterminat. A, e interesant, am primit de la o prietenă. Poate dacă sunteți în București, unii dintre voi ați citit volumul de novele de dragoste, Iubiri neterminate. Am o prietenă care a publicat acolo. Iubiri neterminate. Da, Iubiri neterminate, interesant. Ar trebui să vă puneți cu... Să scrieți. Și să încheiați acest ciclu. Pare încă totuși neîncheiat. Faptul că a venit cartea invers pare neîncheiat. E în curs de încheiere, nu știu când, aia s-au și inversat cărțile. Încă. Vedeți? Da, la voi pare neîncheiat. Mai aveți ceva de scris? Dacă vreți să manifestați aceste nouă începuturi în plan financiar, sentimental, mai aveți ceva de învățat și de scris în caietul vostru de intenții eventual. Eventual de gândit, pentru că această persoană citește, scrie, se gândește. Mai aveți ceva de înțeles. De-aia am senzația că încă n-ați înțeles niște chestii, dar cel mai important este ce ați înțeles, că nu mai e cazul să vă sacrificați, să suferiți voi, să vă lăsați strădați în dragoste, pentru că ei nu mai au alte opțiuni. Sau pentru oameni care, fiți atenți, pentru oameni care sunt la distanță. Avem aici două cărți, cel puțin, care sugerează distanța și calea. Oamenii care sunt departe, măi, aveți mare grijă cu iubirile care sunt online, cu oamenii care sunt în străinătate și nu... Honey Bee, apare Honey Bee, cuiva este foarte dor și melodia superbă, Honey Bee, Madrugada, parcă așa zice, superbă melodie. Cuiva este dor de voi, probabil că și vouă v-a fost dor de ei și se încheie acest ciclu și eventual vin, dar până una alta... Voi, nu mai așteptați. În stres.
Iluzia fericirii. Vedea ce alte cărți mai apar, curățăm cărțile. Mi se pare un mesaj foarte interesant. Nu știu cu cine rezonează, dar probabil cu cineva va rezona, pentru că din acest motiv sunt aici și ascultați unii dintre voi. Dacă simțiți că nu rezonează, ascultați alt număr, că poate n-ați fost chiar... Sau poate vreți să alegeți și alt număr, ați ales deja un alt număr și urmează să-l ascultați și să completați mesajele. E interesant, iar 7 faetonul și 33. și am vorbit de 11 mai devreme. Cineva vă urmărește, mai, mare atenție. 15. Un personaj toxic, toxic în sensul că este absolut obsedat de voi acest personaj. Vă urmărește la distanță. Simțiți că vă urmărește, simțiți că... Că vă dorește... Dar până acum nu a făcut alegerile potrivite. Nu a luat decizia de a veni, am senzația. Din acest motiv apare trădarea și îngrijorarea asta excesivă. Paranoia asta mentală. Să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Marcaș puternic în semnul racului aici. În primul și în primul rând... Energia voastră aici este... Bă, deveniți mai pământeni un pic, apropo. The groundedness. Asta este schimbarea pe care o faceți. Deveniți un pic mai pământeni. Și interesant ce simt cu acest cameleon. Poate că nu mai așteptați acele idealuri. Wow! Vise! Super! Fericiri! Care or să vină oricum. Și învățați să vă adaptați cu cameleonul, învățați să vă adaptați și să înțelegeți, mă, că s-ar putea totuși să fiu ok, zic și eu ok, da, 22, 33, să-mi găsesc stabilitatea și echilibru alături de oameni care nu sunt așa cum am crezut eu că ar putea să fie... Și o să zic sufletul meu pereche. De azi poate mai aveți ceva de lucrat la intenții, la înțelegerea acestor noi începuturi și noi posibilități. Change. Oricum, sigur, trebuie să schimbați ceva în voi. Schimbări șocante, extravagante. De asta probabil că vă veți bucura. De niște schimbări. Interesant. Chakra a treia și a patra, inima și plexul solar. Să începe să aveți încredere în voi altfel. Puteți să zice, nu că am încredere, altfel. Și să iubiți altfel. Energia voastră. Ia, clarificăm eu... Bă, nu, aici mai trebuia să mai scot o carte. Aici n-am scos. Clarificăm numărul 1. Smate, a? Oho, interesant. Le lăsăm. Ia, apropo de cicluri. De încheiere de cicluri. 32-33. Iar e un anume tip de stabilitate în mijlocul focului, a pasiunii, a idealurilor. Nu mai stați, nu vă lăsați consumați de iluzii, de speranțe. Nu vă mai lăsați consumați. E o conectare la spiritualitate. 3 și cu 2, 5, marele preot. Iar... Mai... Începuturi, aș iepuraș, da? Adică playboy, playgirls, care vă aduc iluzii, iluzia stabilității. Încheiați un ciclu, clar. Încheiați un ciclu. Sau, repet, încă mai aveți ceva de lucru. Este un pic nedefinit acest final. Poate că se întrepătrunde cu altceva.
Aș pune așa. Ah, ce drăguț, 31, 32, 33. Vedeți? 31, 32, 33. Și 7 și 17. Și iar aici, da, mai adăugați ceva în acest ciclu încheiat sau semi-încheiat la autenticitatea voastră, la înțelepciunea voastră, la vindecarea voastră, la transformarea voastră. 7 și cu 1, 8 și aici avem 26, care este un 8, dar, repet, este invers. Mai e ceva de lucrat. La vindecare, la autenticitate, la... Eventual, dacă... Dacă ați avut de-a face cu oameni falși, încheiați ciclu. Asta clar vă încheiați. Și vă găsiți echilibru. Ia uite, învățați. Ia 22, învățați. Învățați. 4 și cu 2, 6. Că fericirea. Poate că este altfel decât ați crezut-o voi. Ia clarificăm cei doi ași pentru numărul 2. Foarte ciudat la numărul 2. Foarte ciudat. Foarte ciudat la numărul 2. Hai că nu vreau să se mai întrerupă, dar ia. 8 de cupe, asta e drăguțe. Se confirmă că totuși mergeți către dragoste față de voi înșivă. Apropo de autenticitate și de dragoste față de voi înșivă, ceva acolo nu era clar. Ați pierdut eventual niște oportunități, asul de monede, asul de cupe, din cauza că n-ați știut eventual cum să manifestați, cum să faceți intenții. Vedem o carte. Om de cupe totuși confirmă eliberarea de niște neîmpliniri, eventual. Om de cupe. Hai să vedem în continuare. Mai da. Clarificăm numărul cei doi ași pentru numărul 2. Asul de monede și asul de cupe. Da, mergeți către 9 de cupe. Trei satisfacțiile voastre personale și învățați să puneți granițe personale în fața celor care nu sunt suficienți de maturi cât să ducă mai departe aceste oportunități. Poate, repet, a fost o tipologie. Poate a fost o singură persoană care a zis că vă oferă dragoste și stabilitate și nu v-a oferit. Valetul de spade. Are vorbește. Intențiile pot să fie ok, onorabile, dar n-are putere de manifestare. Dacă ați avut a face cu acest personaj și poate personajul respectiv n-a știut să scrie, să gândească, să aleagă, să manifeste aceste două oportunități cu voi și voi cu ei, aș spune că vă eliberați și îi blocați. Oh, că te iubesc și că vreau să fiu cu tine! Și, mai te interesant cum vine, mărturisire, da? Comunicare, te iubesc! Asul de cupe. Vreau să fiu cu tine. Și ce faci? Nu face nimic. Se lasă înconjurată de diferite opțiuni, da? Dacă ați avut de-a face cu astfel de oameni, îi lăsați. Poate că deja i-ați lăsat și încă v-ați mai gândit la ei, nu vă mai gândiți. Ia uite, luna.
o casă în secret, situații financiare despre care nu știți, au întârziat manifestarea acestor promisiuni, aș spune. Da. O situație toxică acasă sau la job. O, acasă e cum, o trădare. Hai să clarifici de ce se bucură totuși. Ar trebui să vă bucurați de această schimbare, de puterea de a merge pe calea voastră, de a alege, de a vă alege, să vă alegeți pe voi, măi. Vindecarea voastră, misiunea voastră. Interesant, în misiunea voastră vă veți întâlni cu un personaj care este la fel de straniu ca și voi. Am senzația că aveți ceva unic. Interesant, 6 de bute, care atrage atenția, care, cu care veți avea victorie eventual, dar mai dăm, clarificăm. Wow, ce cărți! Are legătură? Ia să vedem, are legătură? Are legătură, 3 de monede, îndrăgostiție și toate aceste cărți invers. Ia uite, exact asul de bute a venit invers, inițierea. Inițierea acestor promisiuni, da? Te iubesc, vreau să fiu cu tine. Îți ofer tot ce ai nevoie. Gentuțe, parfumele și hăinuțe. Glumesc. În fine, pentru cine vrea așa ceva. Și voi ați rămas așa, gândindu-vă și când, cât? Ai fost autentic sau n-ai fost? Ai fost sincer sau n-ai fost? Sau doar un alt iepuraș care sare din... Grădină în grădină. Și voi tot timpul a trebuit să vă țineți în echilibru în această un anume tip de pasiune care se vede aici, nemanifestată. Iar valetul de bâte, cavalerul de bâte, astul de bâte, toate pasiune mare, dar nemanifestate. Și atunci alegeți și voi. Alegeți, am zis. Alegeți să vă vedeți de calea voastră, să vă reconstruiți. 3 apare iar, 33. Să creșteți financiar. Apropo de armadilo. Să vă concentrați și pe stabilitatea voastră și pe alte lucruri. Eventual veți întâlni, repet, un personaj care va construi cu voi. Dar nu știu în cât timp. Între timp, voi mergeți, repet, pe calea voastră. Ia uite, aveți puterea să vă transformați. Și cu răbdare, iar veți merge către un... Wow, ce frumos! Poate vine cineva cu marcaj în semn de pământ, fecioară, nu știu dacă capricor, dar semn de pământ, da? O să vină înspre voi să manifeste, ia uite, un nou început, fericirea. Să vă ofere ce nu vă oferit alții. Ha, un mesaj. Mesaj. Sper din tot sufletul. Și dacă nu e vorba de iubiri, poate să fie o colaborare la locul de muncă, poate să fie, eu știu, creșterea voastră financiară, dincolo de consum energetic, în niște privințe, niște chestiuni. Nu știu. Pentru cineva este clar acest mesaj. Destul de ciudat numărul 2. Puf! Freak! Hai să vedem. Ne retragem cărțile. Da, cineva care a vorbit... Probabil că avea tendința să vorbească mult și să facă cavalerul de bâte, să vină să plece, să vină să plece și să nu facă nimic. Dec. De. De. Și bănuiesc că și voi sunteți sătul de acest fel de oameni. Hai să ne retragem și noi cărțile și mai vedem. Numărul 3, sper să mă țină bateria și aveți numărul, această pietre care seamănă cu o inimă, dar interesant, e totuși o formă triunghiulară cu vârful în jos. Chestiuni care țin de receptivitate, de feminitate, de emoții, chiar dacă emoții și pasiune. Aici a venit ceva, nu, n-a venit nimic, dar sau aici a venit ceva, nici aici. Dar s-a oprit la eremit. Dacă a fost tăcere între voi și o anumită persoană, această persoană înțelege. Înțelege că nu v-a văzut.
Nu a pierdut timpul cu alte lucruri și nu v-a văzut. Băi, acest personaj era sufletul meu pereche și eu ca fraierul stăteam să... Ia uite, stăteau să-mi pierd timpul cu cele... Uite, 4 și 3. Nu mai vreau, nene, nu mai vreau alte mediocrități. Mediocrități. Interesant, nu mai știu care era. Acest personaj, iar marcaj însemnul fecioarei, fecioară și leu și marea preoteasă, pești și împărat oricine poate fi, dar în mod special berbec taur. Dar vedeți voi, interesant, acest personajul ăsta înțelege că a pierdut timpul cu niște chestii toxice, poate distracții, poate foști sau membri de familie, prieteni, iubiți, iubite toxice, pasiuni toxice, dar cea mai mare pasiune se pare că este totuși pentru voi. Și nu doar că este pentru voi, vrea să o stabilizeze într-un fel cu împăratul. Interesant, împăratul ține de acest leu, de acest ego și marea preoteasă poate să fie această femeie care subtil îi temperează, subtil, elegant, îi temperează tendințele toxice. Poate să fie. Vedem ce legătură are. Vedem ce legătură are. Am văzut ancora. Cineva vrea să se... Da, să se așeze. Într-o atmosferă stabilă. Ah, am uitat să iau ghidaje pentru numărul 2. Asta e probabil că numărul 2 nu trebuia. Să audă decât cât am vorbit. A fost foarte ciudată etalarea la numărul 2. Să nu uit. Să nu uit aceste cărți. Să le pun așa. Okidoki. Am zis, de ce încheiați sau de ce vă eliberați, de ce trebuie să vă vindecați și de ce vă bucurați. Că așa este pentru mine luna plină. Cicluri care trebuie încheiate, vindecate și bucurii care trebuie mărturisite și trăite. Numărul 3. Regele de monede. Vai, ce frumos! În primul și în primul rând, nu știu ce, sunteți bărbați, femei. Dacă sunteți femei, încheiați un ciclu cu cineva cu marcaj puternic în semnul taurului, fecioară sau capricorn, sau marcaj puternic în casa a doua. A posesiunilor, da, casa a doua. Ori cineva, ori căsătorit, ori obsedat de bani. Chestiuni care țin de finanțe. Încheiați acest ciclu. Dacă acest personaj a pus monedele mai presus, interesant că moneda asta este invers. Pentagrama asta devine toxică. Dacă era așa, cu vârful în sus, era pozitivă. Invers e toxică. Wow, ce simt. Acest personaj era dispus să facă orice. Știți de ce văd eu taurul ăsta și mi-aduc aminte de Spania și de coride, de taurii aia sacrificați de dragul, nu știu, distracției. Ups, ce mesaj vine. Cineva era în stare să sacrifice orice pentru bani și pentru distracții. Wow, ce mesaj. Scuzați-mi reacția. Dacă ați fost voi încheiați acest ciclu, intrați într-o zonă de ascultați intuiția și renașteți. Vă dați seama că toate aceste lucruri v-au omorât spiritul. Interesant, ce mesaj. Eventual, dacă ați avut de a face cu acest personaj, iar vreți să renașteți, să mergeți într-o nouă direcție, da, cu viteză, baby, cu viteză. Iar încheiere de ciclu, da? Și să deschideți un nou capitol în care vă concentrați pe independența voastră, pe vindecarea voastră, pe dragostea voastră necondiționată. Da.
și să vă purtați adevărul cu încredere. Dincolo de jocurile mentale și de strategiile altora. Dacă e un bărbat, acest personaj vrea să renască bărbat. Posibil, nu știu. Dacă e o energie a voastră, cărțile arată că vreți să renașteți și să călătoriți, să comunicați peste hotare, eventual, să veniți mai aproape de o energie feminină care le are pe toate, dragii mei. Are și în aceste de cărți este după tarot, 5 de spade după tarot. Are și stețime, are și emoții, are și vibrație înaltă, are și stabilitate profesională, financiară, are un anume tip de... e un anume tip de vindecător. Eventual, e un anume, un ideal foarte înalt, dar la care vreți să ajungeți eventual. Și pentru asta trebuie să lăsați în urmă o altă femeie. Eventual. Mai vedem. Regele de monede. Regele de monede. Puf. Cineva a locuit în Spania, poate, pentru unii, nu știu. Locuiește, a locuit. Eu când văd imaginea asta, mă duce instantaneu. Duce cu gândul la Spania. Hai să vedem de ce vă bucurați. Dar repet, pentru că e pentagrama invers, mi-aduc aminte de diavol. O atitudine foarte toxică. Valetul de spade invers. De ce vă bucurați? Nu vreau o carte. Valetul de spade invers. Da, ok. Deci așa era. Magicianul și valetul de monede. Dacă a fost tăcere între voi și acest personaj, probabil, sau între voi și cineva, tăcere în care n-ați vorbit, dar v-ați urmărit, ori unul pe altul, și dacă nu v-ați urmărit, ați ascultat etalări de tarot, previziuni, chestii de genul ăsta, și ăsta e un anume tip de spionaj energetic, da? Uite, se transformă lucrurile. Wow! Oricum, de ce vă bucurați? De o putere de manifestare excepțională, aș spune. Și în primul rând, într-un anumit proiect, vreți să învățați ceva, să lansați un proiect, valetul de monede. Eventual, poate cineva vă eliberați de un semn de aer și manifestați ceva nou cu un semn de pământ. Însă, că or fi oameni, că n-or fi oameni, important este că voi aveți în această perioadă o capacitate de manifestare excepțională. Aveți tot ce aveți nevoie. Ideea este, da, mare grijă cu valetul de spade invers. Vorbiți mai puțin despre ceea ce vreți să manifestați și puneți în practică. Aici este sfatul. Puneți în practică. Studiați la modul... nu doar citit, că valetul de spade înseamnă citit, cred că aș citit, știți în principiu că aveți toate resursele, dar începeți și puneți în practică. Creați, investiți, faceți ceva care ține de materializarea acestui început. Poate că se va defini la clarificări, poate că știți voi mai bine. Ideea este că puteți să manifestați ceva nou. Și lăsați în spate bârfele, valetul de spade invers ține de bârfe. Trei oameni eventual vă urmăresc, dar
Who cares? Who cares? Dar putea să fie o colaborare între voi și cineva. Oricineva vine cu un dar de bani să-și ceară scuze sau să manifeste ceva nou cu voi. Ori voi vreți să dați cuiva, eu știu ceva. Ideea este că se transformă lucrurile. Intuiția vă spune că e cazul să vă transformați. Și că... Da. Un personaj care v-a dorit foarte mult a meditat. A meditat la voi. Se gândească ce decizii. Poate sunt deciziile lor. Variază. Poate sunt deciziile lor. Însă, transformare foarte mare. Având în vedere că e lună în rac. Poate aveți marcaj în scorpion, în semne de scorpion, taur, rac. Sunt marcaje care creează sextile și trigoane. Și sunt benefice vouă. Poate pentru alte zodii, nu știu, dar dacă aveți marcaj în taur și în scorpion, luna aceasta în rac creează sextil și trigon cu cele două și aspecte benefice. Hai, clarificăm, curățăm. Hai să clarificăm. Hai să mai... parcă aș mai vrea pentru regele de... Mai dăm o carte pentru regele de monede, ia. Marele preot. Luna! Marele preot. Măi, acest personaj posibil să fi fost căsătorit și voi nu știați. Și uite, așa i-a spus în situația în care a trebuit să decidă. Wow! Marcaj puternic în semnul taurului, dar... Ce mai văd? Mai văd altceva. Un personaj obsedat de bani și altul obsedat de spiritualitate. Ce face? Când zice la carte, cel care este mai sfătos, mai documentat, să nu furi, să nu prea țața. Dar, pentru unii poate să fie un personaj căsătorit și voi să nu fi știut. Încheiați ciclul. Dacă e o familie, interesant pentru unii, marele preot, e o familie pentru acest personaj în care a fost învățat, marele preot înseamnă învățător, profesor, da? A fost învățat din familie. Să se orienteze doar pe latura masculină, vreau să zic, materială, distracții, branduri, lucrușoare de firmă, încheiați în primul rând voi ciclu față de ei și poate că și ei încheie ceva, rămâne de văzut, poate și. Deocamdată pe mine mă interesează energia voastră. Hai să vedem, clarificăm pentru numărul 3. Ciclu pe care, de care trebuie să se libereze. Acest personaj trebuie să se libereze de familie. Interesant, a venit 26 și la numărul 2. Poate ați ascultat numărul 2, dar în poziție bună. Energia voastră față de această situație. V-ați gândit, ați citit, ați încercat să scrieți, poate, o carte, să sfătuiți, din ceea ce știți, să sfătuiți pe cineva. Poate unele dintre voi ați încercat să manifestați o relație stabilă și spirituală, dar ceva probabil că n-a ieșit cu un anumit personaj. La capătul setului de cărți, 30, împărăteasa. Trebuie să fiți voi în... Poate ați aștepta să vă căsătoriți cu un bărbat puternic cu bani, dar ideea este că voi trebuie să aveți banii voștri și apoi veți trăi și veți vedea de a manifestați ceva nou. Hai să vedem energia de care a trebuit să vă bucurați. Nu sunt multe. Energia voastră față de capitolul 2. Bucuria la luna plină. Bucurie sau un anume tip de mulțumire, de
materializați ceva, o manifestare a voastră pe care ați reținut-o, ați gândit-o și n-ați exprimat-o, începe să se materializeze. Uf! 32, interesant. Asta înseamnă luna. Dar a venit așa și așa. Luna care înseamnă secretă a venit așa și așa. Poate că veți afla niște secrete, secretele cuiva, confuziile cuiva. Dar în primul și în primul rând, 3 și cu 2, 5, 5 de la Marele Preot. Merge către 4. Depășiți niște frici, aș spune. Frica de a fi independent, măi, magicianul este manifestul. Nu așteaptă să fie ajutat de nimeni, își creează abundența în felul său, stabilitatea în felul său, își transformă, îi da de spiritualitate, de intuiție viața, magicianul, și depășește, interesant, încheiați un ciclu, am înțeles, în care ați fost învățați că, doamnelor, eventual trebuie să fiți căsătorite cu un bărbat, cu un anume tip de bărbat, la la la. Nu. Renunțați la această frică, e o chestiune transmisă de la mamă, din mamă, mamă, că așa fac mamele, poate chiar și tații. Așa, și manifestați ceva nou. Posibil. Iar faptul că a venit cartea pe orizontală, ce lună nouă și vorbim de o bucurie la lună plină, ori la următoarea lună nouă, ori la un moment dat, la ceva legat de lună nouă, este greu de spus, pentru că sunt energii subtile, dar este în curs de manifestare, aș spune. Așa simt. Măi, cineva vrea să vă ofere un dar, un inel, pentru unele, nu știu, 15, un personaj obsedat de voi. Exact, interesant, obsedat de bani, personajul acesta obsedat de bani și aici apare și steaua, iar un anume tip de profesor, de vindecător, de îndrumător și turnul. Dacă acest personaj a stat în preajma unor femei materialiste, profitoare sau, eu știu, poate chiar el însuși sau ea însă și a fost așa, ar putea să fie și schimbarea lor. Pentru că steaua ghidează. Note. Către echilibru era 29, 11, justiția, nu? Curățăm cărțile. Moderat, mai de seamănă, are legătură un pic și cu numărul 2. Și acolo a apărut moderație. 3 și cu 2, 5. Iar a trebuit să fiți în echilibru tot timpul în această situație. Foarte pasională, de altfel. Foarte toxică. Toxică, eu așa văd această carte, o văd toxică. Voi blânde, subtile, spirituale și într-adevăr ei, foarte curajoși de altfel, dar și cu tendințe materialiste toxice și cu dușmani în preajmă, un anume tip de luptător, dar pentru o cauză nu tocmai grozavă. N-aș spune că a fost grozavă cauza lor până acum. Dacă reușesc ei să se schimbe, ar fi mare lucru, dar
2 și cu 3, 32. Veți auzi niște vești despre ei. Mai dăm o carte, totuși. Voi ar trebui să fiți în echilibru. Ia, frumusețe, 20. Renașteți. Ține de încheiere de ciclu și 20. Renașterea, judecata. Renașteți în această situație. Destul de... Cărțile arată bine, dar eu o simt oarecum toxică. Pentru că regele de monede este prea materialist. Prea tradiționalist. Și adevărata dragoste nu ține de chestiile astea. Și voi aveți o frumusețe pe care nu o vedeți, dar care inspiră la altceva. Și nu doar frumusețe, aveți și temperanță, aveți și înțelepciune. Am zis, arătați. Băi, stai, ok. Stabilitate materială, dar totuși sufletul pe unde e? Într-o relație? Chestiuni de genul ăsta văd eu. Interesant. Urmează să... Ia uite, 1-1-1. Urmează să se... Și apare aici. Urmează să se manifeste. Noi, sincronicitate, să se manifeste. Un nou început. Urma, ascultați-vă intuiția. Aveți puterea. Asta e puterea. Aia asta e puterea voastră. Sau a femeii divine cu care aveți de-a face eventual. Aia asta. Ia mai dăm o carte. Sper să mă țină. Ioi, ce frumos! Înțelepciune, 4! Mai. Sunteți înțelepți. Trebuie să fiți. Asta e vibrația voastră, independența. Seamănă un pic cu 9 de monede, da? 9 de monede este Venus în Fecioară sau Marte. Nu neapărat Soare, Venus sau Marte. Eventual, persoană independentă. Care nu așteaptă validările. Apropo, de ce am zis mai devreme, da? Ca femeie. Băi, trebuie să ai tu banul tău, să fii tu independentă, puternică și nu să aștepți să fii întreținută de soț, de familie, de X, de Y. Poate să fie vorba și de un bărbat. Dar, care ce da, ok. De ce trebuie să mă mări cu o femeie cu bani? De ce trebuie să mă mări cu cutare, să mă mări, să mă însor, să, așa? Sau de ce trebuie să fac eu bani oricum? Aș face important este să fii independent și în adevăr și e bufnița, măi. Bufnița ține de un anume tip de adevăr. 4 și cu 2, 6. Așa pot să-mi atrag fericirea, eliberarea de constrângeri, de tradiții. Ale cui? Nu știu. Dar arată bine. Arată bine, interesant. Interesant. Mie mi se pare interesant, nu știu vouă dacă vi se pare. Sunt curioasă totuși cu cine rezonează, pentru că sunt etalări foarte complexe astea de lună nouă, lună plină. Ups! Veți auzi eventual cineva vrea să comunice, până acum n-a comunicat, dar va comunica într-o anumită formă că s-a eliberat de aceste constrângeri, de aceste tradiții, de căsătorie, contracte, familii, la familia care i-a pus să facă orice pentru bani eventual. Și vrea să-și găsească echilibru prin independență, poate să fie și bărbat. Și veți auzi despre acest bărbat și să zic că, uite, mai inspirat sau mai, da, e aceeași femeie, pare aceeași femeie care inspiră. Nu degeaba apare puterea. Ia uite, să nu uităm ce am zis mai devreme. Cineva lasă toxicitățile în urmă, poate o relație cu un fost, o fostă, chiar și un copil sau imaturitate emoțională, chestii toxice le lasă în urmă și merge către stabilitate. Uite, interesant, apare 4. Dar aici este stabilitate prin independență. Inspirată de cine? De acest, ia uite, acest cuplu puternic. Voi sunteți puternici, voi și cu cineva. A apărut cineva, nu sunteți singuri aici. Nu e doar energia voastră, a apărut și energia cuiva. Hai să vedem. Clarificăm. Regele de monede. Ei, 2 de bâte invers, a ales. Dacă până acum era între două situații, a ales. Că asta e încheiere de ciclu, iaute, 2 de spade și asul de, și valetul de bâte. A ales. Să manifeste, alt valet, o relație stabilă.
Dar sunt niște oameni care intervin, influențează. Sunt niște oameni care influențează cu 5 de spade și regele de spade la care trebuie să se gândească. Ia. Poate că și voi ați ales referitor la acest personaj. Dacă acest personaj încă nu știe ce vrea și pe voi și, eu știu, alte mașinuțe de firmă, zic și o mașinuță la mișto, că poate nu sunt mașini, poate sunt alte chestii. Chestii de firmă cu regele de monede. Branduitul. Sau branduita. E o trezire spirituală, măi. Se întâmplă o trezire spirituală cu cuiva. Mai dăm o carte pe Marele Preot. Fuga. Ia. Opțiuni. 10 de cupe. Aș spune așa că cineva a ales că vrea un cuplu fericit și nu opțiuni. Dacă cineva a pășit într-un mod neconvențional către zone toxice, materialiste. Mm-hmm. Da, vrea să fugă de lângă... Vrea acest personaj, eventual voi, dacă aveți de-a face, știți că aveți de-a face cu un personaj destul de egoist, care creează conflicte, vreți să plecați de lângă voi, care v-a ascuns multe lucruri, vreți să plecați de lângă ei. 5 de spade și 7 de spade, iar. Poate acest personaj ascunde o casă, poate ascunde alte chestiuni, ascunde ceva. Ce e 7 de cupe? Ia dăm pe 7 de cupe. Mai dăm o carte pe 7 de cupe. Imediat și cred la... 7 de cupe? 9 de cupe și 9 de cupe. E un personaj la distanță cu care v-ați simțit fericiți, dar tocmai din cauza distanței v-ați creat iluzii. Și cu 7 de cupe și 10 de cupe sunt iluzii. E un vis, vă arată bine. Și 9 de cupe, 7, 8, 9 de cupe din cauza distanței. Ați crezut că e totul ok. Eu nu zic că nu este dragoste, dar sunt și multe iluzii. Uite, iar trei de bâte, iar faetonul, iar secrete, da. Acest personaj mai avea pe cineva. Vă place, nu vă place, sau e doritor de control cu împăratul, dar mai avea pe cineva. Încheiați acest ciclu. Hai să vedem clarificări aici. Poate că și ei aleg. Rămâne de văzut. Dacă aleg renașterea cu voi. Posibil. Dar hai să vedem. Clarificăm de ce vă bucurați. Ce reușiți să manifestați? În primul rând, manifestați pași către independența voastră. Către luna înseamnă confuzii, iluzii, frici, iar eliberarea de frici. Ia uite, trei de cupe. O bucurie. Trei de cupe, bucurie cu prietenii. Eventual cineva vine să vă facă un dar și vă bucurați, vă întâlniți cu personajul ăsta, comunică ceva, trei înseamnă și comunicare. Aveți marcaje care țin de comunicare în acest plan. Mai da. De ce vă veți bucura? Vă veți bucura. Trei de cupe se bucură. 7 de spade. Fuck it. Mai dăm o carte. Clarificăm. Vă vindecați de mincinoșii care vă pun în trei de cupe, în trei unghiuri amoroase. Vă vindecați. Dacă acest personaj v-a mințit. V-am zis. V-a mințit. Că mai are alte interese. Vă vindecați de papiste. Te pupă mama. Asta la vista, baby. Regele de monede, care v-a creat, băi, lacrimi, v-a simțit, da, într-adevăr, a fost atracție, dar v-a pus într-un stand-by, nu știu dacă a înțeles acest personaj, marcaj, taur și fecioară, dacă a înțeles obsesia sa pentru bani, poate că înțelege cu asul de spade, urmează să înțeleagă. Și să renască, ar fi super, să fie corect, să fie echilibrat, wow, să vină cu, ia uite, regina de cupe. Să vadă frumusețea voastră interioară și nu doar interioară, să vadă că într-adevăr degeaba ai bani dacă n-ai emoții într-o relație. Posibil și asta. Poate că ei se vindecă, dar nu ne interesează foarte mult
de ei, adică ne interesează, că sunt ai voștri, na. Dar totuși, energia voastră, voi vă vindecați de mincinoși, da, care preferă să stea cu prietenii, cu prietenele, cu fetele, cu băieții și nu cu voi și să manifeste. Și ce manifestați? Vindecare. Posibil, repet, să lase și ei niște prieteni narcisiști și să vină spre voi pentru că voi le oferiți vindecare. Posibil, dar... știi cum? Ia uite. Da, să vină cu Victorie. Posibil. Va fi o întâlnire. Dar... iar e distanță între voi. Am multe cărți care arată distanță. Dar scuzați-mi că scârțiesc scaunul. Veți avea Victorie în această situație confuză. Veți avea Victorie. Veți manifesta ceva nou. Ia uite. Chiar dacă trebuie să așteptați un pic, 7 de monede, chiar dacă ați plâns, iar apare puterea. Important este, am zis, să vă concentrați pe stabilitatea voastră, pe independența voastră, pe vindecarea voastră, pe misiunea voastră, să lăsați în urmă. Dacă vă concentrați pe misiune, seamănă un pic mai mult cu numărul 2. Altfel, cărțile, dar mesajele asemănătoare, vindecare. Ia uite, faetonul. Vă echilibrați financiar, energetic, spiritual. Hai să vedem mesaje. Că la numărul 2 am uitat. Așa fusese să fie. Curățăm cărțile, fuga. Mesaje, sfaturi pentru numărul 3. Ia uite, aveți încredere în univers? Aveți încredere, mă. Mai! Și ia meditați un pic, apropo de valetul de spade, meditați un pic la priorități. Prioritățile care sunt? Nu vindecarea, nu pacea voastră interioară, nu manifestarea unui nou proiect care să vă aducă independență și înțelepciune și stabilitate și victorii. Hai, continuați să sperați cu 3 de bâte, continuați să sperați pentru că, dar să sperați în voi și în univers și în energia asta care vă înconjoară, dincolo de situația pe care o încheiați, Și dacă ei renunță la acest stil de viață, minunat, ar fi super, super, super. Dar știți voi, pentru chestia asta, iar nu vă concentrați, nu sperați în transformarea lor, ci concentrați-vă pe vindecarea voastră, pe victoriile voastre, pe independența voastră, pe ce aveți voi de făcut. Și ei să vină când sunt gata, când sunt transformați.